Aproape 800 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate până în prezent în 27 de țări. Este statistica anunțată de Organizația Mondială a Sănătății, care a precizat că riscul sanitar la nivel mondial este moderat. Din fericire, au fost raportate și puține spitalizări. Despre o posibilă pandemie de variolă și ce ar trebui să facă autoritățile în aceste momente, discutăm cu medicul Tudor Ciuhodaru în direct prin Skype cu noi la această oră. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, domnul Pășcuță. Da, domnule doctor, așadar, cât de îngrijorătoare sunt aceste cifre date de Organizația Mondială a Sănătății și dacă vom putea să ajungem la o nouă pandemie? Am văzut că la nivelul Suediei se spune pentru că această boală nu există discuții despre restricții mai extinse, ci pur și simplu cum o gestionăm corespunzător. Și acum haideți să spunem lucrurilor pe nume. După 2 ani de pandemie, lumea este cu ochii ca pe butelie pe tot ceea ce înseamnă infecție virală. Și faptul că acum sunt diagnosticate aceste cazuri nu ar putea să fie decât faptul că începem să mergem mai jos decât vârful icebergului. Adică presupun că până acum multe dintre aceste cazuri fie că nu au fost diagnosticate, fie au fost ignorate, pentru că este foarte clar, nu vorbim despre o infecție nouă, știți foarte bine că există și numele este improprii. În anii 70, la primul caz a fost diagnosticat la un băiețel din Congo, nu este nici atât de contagioasă, nu se transmite ușor, atât de ușor că zicem coronavirusul, ci trebuie într-adevăr un contact mai strâns pentru a se realiza această transmitere și evident că dacă mergi într-o zonă endemică, cum ar fi Africa Centrală sau de vest, unde poți să intri în contact cu mamiferele mici, în general rozătoarele, veverițele și se pune problema că se poate transmite și la maimuțe, există riscul să fii zgâriat sau să fii mușcat sau să procesezi carnea sau consumi și să-i faci o astfel de boală. Pe de altă parte, al treilea lucru extrem de important, că nu vorbim despre o infecție virală extrem de severă. Formele clinice sunt în general moderate, vorbim despre febră, de starea, alterarea stării generale, acea erupție caracteristică, iar în plus față de alte lucruri avem și tratament antiviral, cum l-am avut la început la coronavirus și există și vaccin. De acest punct de vedere, cred că, și pot să fac o paralelă dacă vreți și cu ceea ce se întâmplă la acest festival, semnale de alarmă au existat la festival apropo de consumul de droguri. Vorbesc de ani de zile de faptul că educația poate face diferența și că fenomenul este subevaluat, că nu vedem decât vârful icebergului, așa că din acest punct de vedere, educație pentru sănătate, un nou capitol la orele de biologie, poate să facă diferența pentru că am putea fi avertizați de primele semne clinice și să ne prezentăm să beneficiem de un tratament corespunzător. Vă mai reamintesc apropo de variola maimuții că prin 2003 au fost 47 de cazuri în Statele Unite, au mai fost astfel de cazuri și prin Anglia și prin alte țări. Adică faptul că ar trebui să mergem pe o atitudine unitară și vorbeam despre faptul că la nivel european am făcut de acel program One Health, o singură sănătate, în care și HERA, Agenția Europeană pentru Răspuns Rapid în cazul urgențelor, poate să ofere soluții într-o astfel de situație. Bun, până una alta, țineți cont că... Acest virus, până la urmă, nu ne pune în pericol atât de mult viețile pe cum a fost pandemia de coronavirus, dar totuși ce ar trebui să facă autoritățile din România, domnule Ciuhodaru? Pentru a ține sub control această problemă, da. Domnul Pășcuță, cu sau fără coronavirus, cu sau fără virusul variolei maimuții, ar trebui să existe acele centre de virusologie în care să poți, în fiecare regiune de dezvoltare, să poți diagnostica, secvenția, să ai o hartă exactă, o imagine clară a ceea ce se întâmplă în acest moment. Iar pe de altă parte, haideți să vorbim despre acea companie farmaceutică română. Institutul Cantacuzino poate să devină din nou un brand de țară. Soluția mea legislativă privind redeschiderea a trecut de Parlament României, pentru că, uitați-vă, poți să produci și vaccinuri și să ai și medicamentele necesare, în așa fel încât într-un context geopolitic, strategic, epidemiologic extrem de complicat, să poți fi pregătit să acționezi corespunzător, nu doar pompieristic când apare o astfel de situație. Da, mulțumim mult!